Salutare tuturor și bine ați venit la un nou episod din seria noastră de Minecraft. O să dăm și azi cu o mapă numită 10 căi de a muri sau 10 ways to die. No, bun, și să vedem ce avem acelea. Avem regulile cele în partea asta, să vedem. Rules. Așa, fiecare level e posibil. E prima lui mapă, ok, am înțeles. Să dăm un like acolo. Așa. Așa, să lăsăm. Nu, 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 nu. Așa, să nu spargem blocuri, să nu trișăm, să fim awesome și să murim. Da, cam așa se întâmplă. Ok, stopping rain is yellow. Ok, deci putem să oprim ploaia, ne-a zis acolo. Așa, zice să stăm în modul de peaceful. Nu, n-ai văzut schimba pe peaceful, măcile. Survival. Ah, da, trebuie să stăm pe survival, n-avem ce face. Ok, nu-i bai, nu-i bai, nu-i bai. Bun. Și ce avem aici? Free heads to ear. Ok, puteți să le alegem o căpățână, ia să vedem. Parcă asta e de horse sau ceva? Cu asta jucăm, clar. Clar, ok. Bun, vreau să le băgăm pe astea înapoi. Bun. Și în partea asta? A, tot aceleași, ok. Bun, și hai să dăm cu level-ul 1 să vedem ce avem acelea. Direct. Easy, ia să vedem. Ok, easy. Ce? Ce se întâmplă? hint. Nu ne trebuie hint, avem acelea lava, direct intrăm și crăpăm. Nielai! Ai! Bă, nu! Nu, bă, mi-a dus capul, bă, lava! Ok, level 2. How's your brewing? Ok. Nu ne trebuie hintul, bă, nu o să folosim, deși înseamnă că trebuie să craftăm ceva acelea. No effects, ok. Așa, cu din ăsta, cu spider, fermentat ai și glowstone. Nici nu mai știu cum se făcea poțiunile acelea. Știu că prima oară trebuie să băgăm glowstone acelea. Nu, nu, nu. Cum n-ai pe mă? Sau direct. Și că trebuie să... cred că ne trebuie niște game mod. Ca asta nu avem game mod 1. Probabil am deschis mapa pe altceva, pe altă versiune și o să avem nevoie de... Unde ești, mă? Cele la poțiune avem nevoie de dintre ăsta, bă. Cred că am deschis o versiune mai încolo. Nu-i bai! Putem înapoi pe game mod 2. Da, e bine și pe game mod 2, ok. Băgăm acelea ca să avem, să craftăm poțiunile. No, bun, și acum să așteptăm. Ăla e tati. Și probabil o să trebuiască să ne sinucidem cu poțiune de o travă, și permite spider, ai, ok. Și spider, ai. Dar care și cum? Să băgăm. S-a fermentat spider, mere. Nu mere, băi, ăsta. Și ea. Să dăm o trăviță. Nu prea le-am cu poțiunile oricum, da. Pălă-mă. Da, băi, și mă scuzați pentru ieri că am avut zilele astea niște probleme tehnice. Am cumpărat un nou SSD, știi, de la Fury, ca să pot să meargă toate jocurile mult mai repede și aplicațiile restul ce fac pe el. Am reinstalat Windows-ul și am pierdut toate setările de la OBS, de la restul programelor care editez, știi? Și din cauza asta, acum încerc să le regăsesc pe alea care le-am avut prima oară. Ok, Poison. Mai merge să mai pun ceva aici? Și merge. Și din cauza asta, înțelegeți voi, nu prea am cam chinuit și cu setările la YouTube și cu restul. Dar nu-i bai, o să le rezolv și tot o să fie ok după asta. Am băgat acum episodul, când o să vedeți voi, deja e băgat. Dar nu-i bai, instant damage, ok. Și putem să băgăm și gunpowder ca să putem să dăm mai mult damage. Așa, nu ne trebuie hint, bun. Nu-i bai. Atât. Haide, bă, haide, bă. Și ce cu ăsta, cu furnal și ce asta? Nu-i trebuie doar poțăuni. E bun, ce? Instant damage 2, ok. Și de să-l bem, așa. Una. Respawn, ok. A doua trecută, bun, hai, următoarea. 3.
Gândește, zice aici. Bun, avem un redstone. Hai. Ok, niște din asta. Avem un cărbune acolo cu un furnal. Set to easy, set. Dă easy. Ce mă trebuie să aduc? Ce acolo? Have you got your pickaxe? N-avem. N-avem pickaxe. Nu ne trebuie hint încă. Ok, deci îl activăm și ne dezactivăm. Ien pe noapte ca să putem să ne ajute. Aha. Dar și ce e cu ăla acolo? Bun, hai să încercăm totuși să vedem ce trebuie să facem acelișa. Deci noi trebuie să activăm chestia aia de acolo. No, bun. Deci. Oare ne ajunge? Ce, nu putem să-l punem pe jos? Holy shit. Ah, fiindcă suntem în game mode 2, ok, scuze. 0, așa. Ne ajunge? Shit! What? Ok. Deci acolo a ieșit un... s-ar putea să fie ceva. A ieșit un zombie, no, bun. De fapt, stai mă. Dar chiar mă, acum m-am gândit, știi? Putea să lăsăm pe zombie să le omoare, deci treceam levelul cu succes. Dă-i mă zombie, dă-i acolo. Hai bă, killerește mă! Așa, ca să nu-l omoare, știi, de asta era pus set night. Ok, ok, level 4. Bun, more crafting, ok, ce avem aici? Le-a put a chicken in here. Chicken smelter, ok, 2000 ok, putem să setăm pe hard, but remember to go back to peaceful when you die. Nilai. Set day, ok. Get your cooked chicken here. Cum? M-am prins. Să știm, mărioare. Dacă facem ouă, știu. Cred că știu. Probabil trebuie să luăm toate ouăle și... O să meargă așa? Dacă facem un chicken... Pardu, bă, cum? Bă, tu m-ai păcălit. Și de alt chicken. Bă! Păi și putem să împingi în chicken-ul tu, mă, acolo? Hai, mă! Hai, chicken, intră acolo! Intră la smelter chicken. Eu de fitness duc singur. Bă, nu cred că e fake, a? Eu zic că e fake. Ce zice? You? Da. Dar vezi numere? Să băgăm ouă acolo. A? Dacă o să vină ceva. Nici nu știu ce nu merge sonorul, totuși. Păi ce nu-i nimic. Nu merge sonorul și să vedem ce naiba. Nu cred că trebuia să băgăm ouăle, așa-i? Poate trebuia să omorâm un chicken și după aia... Ia să vedem, poate așa merge să băgăm chicken acolo? Ok, hai să vedem. Îi dă vreo ceva? Hă? Alo? Totuși trebuie să ne omorâm cumva, așa-i? Bă, că nu ne dă, probabil. Dar nu-i baie, știu cum trebuie să facem acelea. Ia vedem. Fac una viețuică. Easy mode! Nu zice nicăieri că trebuie să ne luăm după regulile lor, și trebuie să-și trișăm aici. Trebuie doar să murim pe level și trebuie să găsim o modalitate să ne sinucidem. Dar bun, hai că mai avem o leacă. Încă o țără. Hello, chickens! Whee! Bun, încă o dată, ăla e. Hai mă! Jump! Everybody fucking jump! Everybody fucking jump! Woo! Woo! Și last one! Wow! Backflip! Ăla e, 360 grade. No, bun! Deci la cât am rămas? La 5 acum, nu? Da. Ok. Weather clear. Bun. Și avem 10 creeper. Și zice aici, creeper container. Ok, spawn creeper in here. Ce zice aici? Da. Do you want to... Do you want sand? What? How much sand do you need to make a thing? Change. Ok. How much
pillars quartz in there behind you. Pillars. Bă, stai, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Aha! Bitch! Da, bun. Ce? Ce-a fost asta? A fost așa doar de... Că nu mi-a dat nimica! Ce șpart. Da, bun. Dar de ce trebuie să-i băgăm acolo? Că noi trebuie să nu-i se ucidem cu ei, nu? Trebuie să-i punem doar pe jos. Alo, băieții! Hello! Explosion! Alai! Na bun! Next one! 6, bun. Ok. Ce suffocation zice aici? Free slime ball. Oh, trebuie să facem Nu mă cum! Zombie! De fapt ea, dă bucata, dacă pot. Ha? Reușește ceva, va reuși zombie. Dă-mă bucata! Alai! Easy mode. Ne-au ajutat zombie. Da bun. Can you swim? Putem să mutăm, ia să vedem. Cicile. E ceva în ea? Ceva. Un crafting. Păi și... Ce chestie asta? Trebuie să ne mintăm să vedem ce acolo. Ai, nu, e doar mecanismul. Gata! Swiss. Opa. Nu! Aha, aha, tricky. Tricky mode. Ia stai. Pedal. A, știu ce trebuie să facem, A... Puteam să aruncăm și pickaxe-ul, știi, acolo în... pe pressure plate și puteam să ne omoare așa. Dar mai easy, stăm noi dig pe el. Alai. Care am rămas acum, 7, 8. Ok, hai că levelul a mers foarte ușor. Și? You know to leave parkour. Începi parcurială? Bă, tu faci parcurială cum e. Iară scările, bă, nu. Așa, bravo, bravo, din astea ne plac. Ok. Ok. Să mergem puțin mai sus. Sau să facem tot parcurul. Are rost să facem tot parcurială asta. Ok. Nice. Ce mă? Ihi? Ce dracu înseamnă ihi? Și naiba. Ok. Ok. Ah, in that moment Cosma knew he fucked up. Press to start before. Ok. You must complete all parkour to must not kill yourself by hitting one of jump. Bă, tu ești nebun la cap. Bă, tu ești nebun la cap. Bă, și pu, mamă, ce cum am căzut acolo, fix la final. Urăsc! Shit! Ok. Nice. Bun, cam așa. Tot. Palai. Hai. Cum am căzut noi acolo? Ok. Alai. Și? Go to die. I am a person too. tricky. Da, putem să facem asta. Poc. Nu cred. Nu. Nu, bă. Bă, mai aveam o viețuică. Nu. Ne-o păcălit, ai văzut? Fucking piece of shit. Ne-o păcălit, mă. Acum trebuie să mă urc repede mai sus un pic. Hai. Shit. Ce trick a fost aia, frate. Fucking piece of shit. Nu mi-e cred. Ce ăla ne-a dat. Deci vrea să sărim acolo și să nu mai ieșim, să nu mai avem cale de omorât, știi? Dar noi acum trebuie să ne urcăm doar până sus și după aia doar să ușor. Ok. Și acum doar să sărim acolo și crăpăm direct. Ăla e tati. Da bun, asta cât a fost? Nici nu mai știu. Nu ne zice și nu? 7, 8. Cred că al 9-le suntem, da, al 9-le. Ok, și mai avem încă un level după asta. Dimensions, ok. Dacă zice să mergem în portal, ne băgăm să vedem ce avem aici. Hai da. Download terrain. Ok.
go on the hard mode. Okay. Trebuie să dăm pe hard mode. Cum naiba să fim în hard mode? Critic. Nu. Cum naiba dăm, mă, pe hard mode ăsta? Option? Ai, ce m-am uitat, mă. Hard mode. Ok. Done. Gata, done. Direct în portalul de end. Da, mă, Ender Dragon, ăla e. Ia ce frumos au făcut ei aici, știi, numai ca să ne sinucidim noi, dar cum, mă? Și ce dragi de amiază e. Ne jucăm pe ea. Hello, Dragon! Ce? Oule, ce moarte teribilă o să avem. O să stau aici și o să ne împingă dragonul să murim. Ah, acolo e gaură de vede. Hai bă, dar ce faci? Stai acolo, își ia omul viață cără. Hai da, treci killerii. Hello? Sau trebuie să mă sinucidești de sus? Aaa, cred că e... Da, sigur, asta e că mă găstă acolo și nu se mișcă. Really, bă? Bă, cum se face că rămă cu un, bă, cu de viață sau cu de jumate? Pau! Și uite că mortăciune. Și last one. Hai să dăm. Ce e acolo? Ce scrie acolo? Stop here, when... Ok, ok, bun, mai avem încă una. Let's have some fun. Bun, și zice aici. Prezi, bă, nu merg acolo. Să avem curentă distanța Hellcap Pro. Ok. Gata. Ok. Woo! What the fuck? Oh, what the fuck? Nu, bă, unde a sărit în... Oh, shit! Bă, asta chiar a fost fun! Oh, nu m-am așteptat la așa ceva! Oh my god! Bun, și ultima. Congratulations! Oh, diamond-uri, bitches! I need you happy. Ok, da, ne-am distrat. Bun, bun. O să vizităm și următoarea mapă în următorul episod, probabil, sau vedem noi. Eu sper că v-a plăcut acest episod. Și nu uitați să mă susțineți cu un like, un subscribe și cât mai multe comentarii acolo. Bă, și să nu uitați să activați și clopoțelul, o să v-am lăsat și în descriere să-l vedeți. Ca să puteți să primiți toate notificările mele de acum. Ups! N-ați văzut nimic. Așa, să vedeți toate notificările când o să postez și chiar dacă postez zilnic, dar măcar să fiți acolo activ, ok? Și până data viitoare, pa, pa!